Cum o să numim de Rafa? Ok. Ia uite Rafa ce am eu. Primul din România. Mai zi ceva, că nu știu primul din România. Ia vezi. Vino la spawn aici. Primul din România. Salut la toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Robloxianus. De data aceasta suntem aici cu Rafael și o să facem niște trade-uri cu Sebastian. Sebastian are un server în descriere, ne va sponsoriza astăzi din nou 15 ouă sau 10 ouă, eu știu. Are serverul lui în descriere unde dă ouă gratis la toți cei ce se înscriu pe Discord-ul lui. Da, da, da. Și are și un pet șmecher de tot. Este vorba de Chess Gold. Ia uitați cum dă ouăle Sebastian. Și poate să vă dea și vouă ouă. Asta încerc să vă îndrum către serverul lui de Discord în descriere și vă dau și vouă ouă. Eu nu câștig nimic din asta, doar ouăle astea și atât. Facem content free și poate apucăm ceva din ele și strângem peturi gold. Hai să vedem, dăm ready aici, îi mulțumim lui Sebastian și are și un pet șmecher de tot, nu știu cât a zis, 50 sau 100 te. Vericu, Rafaele, vericul tău are ceva wow, are câinele ăsta gold. Doar trebuie să iei câinele ăsta gold, că trebuie ție pentru episod. Câinele ăsta gold. Câinele acum gold. Acum e 3.2T, dar o să scadă mult pentru că o să vină, o să deschidă foarte mult ouă și o să fie comun ăla. Ok, hai să vedem ce peturi vrei tu, că nu știu ce ai zis. Trebuie să sară covorul meu, că te-am chemat iar pe server să te uiți și ai zis că nu se pare prea wow covorul ăsta, Rafa. Așa ai spus. Ia da, vezi covorul da, ăsta. Uite, uite, uite-te cum fac scânteile. Aha. Nu ți se pare prea wow, ți se pare mai tare dojii tăi. Ăștia care zboară nu ți se pare wow. Ce mi se pare wow pentru episodul tău? Ia. Wow, jucărie. Păi și nu l-ai deschis încă. Huge dog, un turtit așa. Și-ți dă dogul ăla sau îți dă random ceva? Poate să-mi dea dogul ăsta și poate să-mi dea golden sau rainbow. Wow, tare, tare. Sau poate să nu-ți dea nimic, nu? Ce-ți dă? Ok, le-am văzut, Rafael, mi se pare că le-ai pus pe Instagram sau mi s-a părut. Da, da, da. Arătam le-am la abonații tăi. Deci, Rafael și-a cumpărat merch-ul. Dacă dați like și strângem 2000 de like-uri, dar nu cred, le cumpăr și eu. Dar așa nu se merită pentru că nu facem bani. Aș cumpe. Nu facem bani deloc aici. Și hai să începem, Rafael. Avem ouăle date de... o să le... Stați puțin să le punem aici. Avem ouăle. O să mai activez încă o dată lacurile alea, să nu fie zero discuții să fie, o să activez tot ce e aici. Nici nu mă interesează și o să-i dau share acum lui Rafael. Ok, dați și voi un like și o să vă dau un wow de ăsta. O să câștigați un nou, lăsați username-ul vostru și am dat și o grămadă de peturi la abonați. Uitați ce pet are Sebastian aici, nebunie curată. Gold chest-ul ăsta, rar îl vezi și în varianta normală. Hai să ne apucăm, Rafaele. Hai să ne apucăm, are short to open this, stai puțin să bagă sunetul înapoi. Am pus FX-ul înapoi, latră câinii, latră toate alea. Gata, Rafa, ne-am apucat, primul ou. Hai să vedem, avem black, avem tot. Flopa, Rafa. Fugi flopa. Mă dau puțin mai în jos aici să vedeți și chat. Ok, mai în jos un pic. Huge flopa, ce părere ai de acest huge flopa? Bă, dacă mă duc acum la un băiat, îi dau flopa asta, îmi dă decline. Bă, oamenii urăsc noile peturi. Nu poți să faci nimic cu ele, le urăsc. Mai bine mă duc și dau un starfall și mă acceptă, ok. Următorul ou, băieți, următorul ou aici pentru voi. Se deschide chiar acum Pet Simulator, iar e cel mai mare opening din România. Hai să vedem, Rafa. Ei, deja mi s-a asimilat în spate. Come on! Nici n-am deschis ou și mi s-a echipat. Ok. Păi nu te mai uita în spate, okay. Fii de în față. O să le pun pe... O să dau echipa aici. Că mi se echipează. Asta nu e corect să vezi și apuci prin echipare, Rafa. Ți se auto-echipează. Petru, am deschis, ok. Haide să dăm următorul trade și să vedem ce naiba apucăm din acest ou. Super cat! Yay! Mie îmi place acest loc foarte mult. Și nu te țăpește cu ouăle. Data trecută, din 25 de ouă, am apucat doar o flopa. Asta mi l-a dat Vipteo, asta mi l-a dat Sebi. Deci de asta l-am apucat. Sebi Ravage. Așa-l cheamă. Hai să vedem mai departe ce apucăm din acest ou. Să sperăm că le dă o flopa. Hai! Huge! Ne-a dat o flopa, dar nu huge! Mamă, mamă, ce țapă! Uitați-vă, uite-te, Rafaele, câte flope am. Mai am puțin și fac un set de flopa. Holy moly, macaroni!
Ok, următor wow din partea lui Sebastian cu serverul în descriere. Hai să-l vedem, următorul wow, Zirafa. Cel mai bun pe care poți să-l apuc, Slemnir Gold. Și stau flop Huge Slemnir Rainbow, o să spice. Hai. Hai, da. Super kill, super kill. Bă, bine să-mi dau așa o palmă, uite așa. Bine să-mi dau, frate. Băgăm atât de mulți bani și nu ne pică absolut nimic. Bă, ai zis că e 2% lacul. Ok, 2% ori 6 vin 12% pentru flopa. Plus ce mai activez eu, plus că mai avem asta coin multiplier. Ar trebui să apucăm acum o flopa. Păi coin multiplier la ce treabă are? Păi coin multiplier, Rafa, adică se multiplică coinurile și vin peturile mai scumpe. Spune tu, ar trebui să apuc din atâtea ouă, din 15 ouă, n-apuc nimic. Ce speranță mai ai tu, iată, să vedem. Nici nu mai am nicio speranță, frate, nu mai am nicio speranță. M-a păcălit Rafa, mă păcălesc ăștia. Bă, și mă duc și fac trade-uri cu ăstea, cu supercheturile. Și toată lumea, îi dau și un superchet sau două în plus, îmi dă decline. Explică-mi, Rafa, tu de ce. Deci am zis în episodul anterior. Nu suportă lumea noile peturi. Că scad în preț. Ok. Vor doar peturi și rare. Și dau overpay. Dau două în plus. Nu vor, nici dacă dai overpay. Le urăsc lumea. Nu au ceva, sunt sonați la creier. Ok, următorul pet, a intrat Cristina la aici, nu știu cum a intrat. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, ouă. Nu o să apuc nimic de ouăle astea. Eu spun, mai mă duc o dată aici, mai n-au o dată, mai n-au o dată. Mai n-a. Mai nini, auzi, mai n-a și tu o dată. Mai n-a și tu, mai n-a și tu. Și ce, hai să mai schimbăm și lumea. Mergem în ultima lume. Poate e că nu suntem în ultima lume, Rafa, nu? Am plecat în ultima lume. Ok. Hai să vedem în ultima lume. Poate... Flopa. Bă, nu mai da flope, te rog eu. Te rog eu. Și acum următorul să nu fie super chet. Ok. Îndete o flopa, 35%. Bă, astea sunt foarte comune. Și vreau să văd măcar un flopa. Te rog, ăla. Iuri. Unde dau palmă, Rafa? Unde dau palmă? Că aș da o palmă cuiva. Le-ați picat de regută huge, parcă. Huge flopa din 25 de ouă! Păi din 25 de ouă iau 7 flope în trade. 7? Câte ouă sunt aici? Astea 100? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ouă. Nu mai pot să mai fac nimic. E 100 un ouă. Flopa. Deci am atât de multe flope. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 flope. 10 flope. Și ce mai am? Ia să vedem ce Sebastian pe aici. Sebastiane. Vreau să-mi dă și mie Sebastian ăla pentru un episod, dar nu știu dacă îl dă. Țeacă. Sebastian, am luat țeacă. Ok, ok. Flopa! Yeah! Azi că vorbim după, îl întreb eu. Ok, flopa aici, frumos. Hai că îl cer eu, Rafaelia. Deci vorbești cu el. Pune-l. Ok, hai să mai deschidem încă un ou, mai avem 3 ouă. Break Slater trade. Mai avem 3 ouă aici. Flopa, bă, bă, să blocăm! Flopa. Pune-l, hai să vedem, ne dă Sebastian gratis. Ia uite Rafa, the god! Cine l-a luat, mă? 13, mamă, tac 13. Frumos, tac 13. Și să vedem. Scuze că nu prea am intrat, am fost la țară de Sebastian. Nu, Cristiner să scuză. Să nu cred că vrea să ți-l dea. Joc puțin. Nu, că mi-l dă. Cu el. Cum e o să nu mi-l dea Rafa? Ok. Ia uite Rafa ce am eu. Primul ia. Din România. Mai zi ceva, că nu știu eu primul din România. Ia vezi. Vino la spawn aici. Primul din România, Rafa. Primul din România. Că vin la spawn înapoi. Nimic n-am apucat de nou. Nimic. Gata cu ouăle. Ala, uite, ai luat ăsta din nou. Ce am luat? Ăsta l-am luat de ouă. Ăsta l-am luat. Uite-l, Rafa. Uite, bă, ce are X-Laser. Mamă, primul din România.
Dupat, freshly duped, așa să-i pui numele. Primul din România. Primul din România. Dupat, fresh. Dupat. Ok, mai am un nou, cred că mai am. Nu știu, mai am unul. Nu mai am niciun U? Mai am unul. Unu. Mai două mai am. Ok, hai să vedem. Hai să vedem. Huge. Ah, Slepnir. Bă, acum ne dă cu Slepnir. Nu Slepnir. Mai am unul. Țeapă, țeapă, țeapă și țeapă. Gata. Gata cu deschiderile, Rafa. Eu nu mai deschid. Până la următorul update nu se mai deschid două. Îmi pare rău, băieți. N-am de ce. Și hai acum să ne punem toate goldurile. Fii atent, Rafa. Uite-te gold, la... gold, gold, joacă gold. Setup-ul ăsta. Ia joacă setup-ul ăsta. Ia vezi. Ia vino puțin. Joacă setup-ul ăsta aici. Ia vezi-le pe astea. Vezi că ești un dragon gold, ești un festiv cald, gold. Dragonul ăla e mișto, e scump ăla. Îți place dragonul? Da. Ți-l dau pentru un episod dacă vrei. Păi iau și eu unul, dar nu știu, să vedem dacă am noroc. Dacă ai noroc. Îmi dai aia de înapoi, ia uzi Rafa, să-i dai aia de înapoi. Îi dai aia de înapoi, e prietenul tău. Îmi dai și mie pet. Îmi dai un super cat, aici se cere. Hai mă să-i dăm un super kill la băiatul ăla. Cum îl cheamă? Cu Z. Zimf. Hai să-i dăm un super kill. Iar e un ăsta fei. Hai, n-am un super kill aici, frumos. Perfect. Na, să nu zici că astea sunt eu rău. Știi ce-mi place? Am dat la niște abonați niște peturi, vreo 3-4 peturi. Și ce crezi că zice abonatul respectiv? Ce? Dar Slider, eu acum vreau și huge. Deci, wow. Dacă dai la oameni, după aia oamenii cred că poți să le dai orice. Adică doar așa e un gest ăsta, nu? Acum nu înseamnă că trebuie să dau toate stele mele. Mă duc puțin cu el la show în plața. Bani de gen gram. Am eu alea. Era să-ți fac eu rost de niște alea. Nu știu dacă mi-a dat cineva pentru tine ceva. Nu mai știu dacă mi-a dat sau nu. Ori mi-a zis doar așa. Ok, ok, suntem pe aici pe plața și a spus Sebastian că se pot fura peturile, Rafa. Cum adică da? Se pot fura peturile? Ei, deci gen, intru așa cu el și nu-l mai am. Auzi, să am mare grijă cu el că s-ar putea să intru așa cu el și să nu-l mai am. Nu știu ce script s-a inventat și îți fură peturile din inventar. Eu n-am mai auzit așa ceva în viața vieților mele să... Auzi? Da. Hai să vedem. Trading... Huge chest. Dar nu cred eu că nimeresc chiar un... Chiar un... ăsta. Un hacker pe server, nu? Nu cred eu așa ceva. Uite, mai trebuie unde ăsta. Uite, PDK ăsta. Așa. Unde e ăsta? PDK. PD... Așa. Îi dăm trade despre ea. Omul e într-un trade. Așa. Hai să vedem. Am zis că... Îl tradesc chestul ăsta. Trading... Huge chest, now. Uite Rafa, am ieșit cu el la trade. Ce părere ai? Uite. Mișto. Uite. Sunt primul din România. Doge, vreau să-i dau lui Doge-ul ăsta să-mi dea de ăștia doi, că mie îmi plac ăștia. Doge, hai să vedem Doge. Doge. E în trade omul meu, omul meu e în trade, toată lumea e în trade aici. Și ăsta PDK ăsta, iar. PDK. Ceva, nu știu, are un nume crizantemat, așa. Uite-l așa. Pec. Ok, fii atent ce-i dau ăstuia. Îi dau 2, 3 flope. Îi dau 4 flope pe ăstea. Ia. 4 flope, gata Rafa. Deci o flopa 20-40 plus încă o flopa 60-80. Ok, ha, ready. I-am dat 4 flope pe ăstea, Rafa. N-am vrut, bă. Îi dau 5 flope atunci. Îi dau 5 flope atunci. 1, 2, 3, 4, 5. 5 flope, Rafa, îi dau. 5 flope. Nici cu 5 nu vrea. Atunci îi dau 6 flope. 6 flope. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 flope.
Merge cu 6 flope, atunci îi dau 7 flope. Doamne. Îi dau 7 flope atunci. Ia să vedem dacă mai acceptă. Huge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flope am dat. Vrea cu 8 flope? Uite Rafa. Vrea cu 8 flope? Am dat 8 flope aici. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. I-am dat 160, iar el mie îmi dă, fii atent la el, el mie îmi dă 60. Deci, trebuie să fii bolnav, pur și simplu la cap, să refuzi un trade, Rafaele, care e 100 peste, overpay. Gândește-te, triplu. Și el îmi dă mie o pisică. Ok, Rafa, are Instagram pichet. Opa. Fii atent că pentru tine, Rafa. Vrei să-i dau pe un grand pichet, un hiușchet? Pentru tine? Pichet? Grampi. Are ăsta grampi aici. Păi și ce vrea pe el? Nu știu. Încerc să-i pun niște flope. Poate-l păcălesc. Îi dau două flope. Trei flope îi dau pe el. Grampi. Na, Rafa, m-a refuzat. Nici măcar nu i-am spus ce... Doamne. Deci pentru tine astea... Ok, Grand Pichet vrea să-i dau un huge-head pe el. Ce vrei? E merită? Un huge-head. Ai huge-head să-ți-l cumpăr. Un hack de la normal merită. Ok, hai că ți-l cumpăr atunci. Nu știu dacă mai am hack-uri. Eu trader. Cum îl cheamă? Ești cu mine? A, nu sunt cu tine, ai dreptate. 8 flash-i ceva. Uite aici. Mai am o dată și îi punem... Grand Pichet. Îi punem unde ăsta. Uite-l, Rafa. Na. Și ce vrea el? A, pe pentru ăla merită. Nu mai vrea nici șchet. Aoleu, Doamne, ia mă. E bolnav omul. Doamne, ia mă. Păi nu înțeleg trade-urile aici. Câte sunt, ești nebun. Aici trade-urile ori te păcălește, eu te freshly duped, clean. Două huge hacked. Hai să vedem băiatul ăsta. Uite, ăsta, King Doge. Are ceva ce mă interesează pe mine, niște dăștea care scânteesc. Ia uite rapa câte flope am. Flopa. Fii atent aici, uite aici. Rapa. Uite aici. Flopa gang ești tu, ești nebun. Le-am pe toate. Flopa, flopa. No pets. Uite-te aici. La moment. Uite-te aici. Ia, m-am intrat cu tine? N-am intrat. Ia uite Rafa, ce-i asta? Flopa family. Flopa san. Lumea nu vrea flopa, bă. Flash și ăla dacă vrei. Dar nu vrea să-mi dea grampiu chetul. Nu vrea ăla, vrea overprice. Vrea 3 huge-uri. Zici că atunci îi dă un pixel chet pe el. Ai un pixel chet? Nu merită, nu-i dă. Nu merită? Nu. Ok. Ca să-i dai tu. Sau ia, ia. Îi dau și huge overpay, dar cred că a ieșit. Ia de un pixel de ăla. Cred că a ieșit. A ieșit. Nu vreau, bă. Ăsta, Dominus Astra, îți mai trebuie? Nu, 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 că îi dau pe Doge. Am dat vreo 2. Mamă, tu chiar dai pe Doge-urile alea, ție chiar îți plac așa mult. Da, vreau Doge. Mi se pare că mai am eu ce ofertă îmi faci pentru ei. Dominus Astra. Pleacă mă cu Dominusul tău. Ăla mie nu-mi place. Mie vine să-l șterg. Uite, l-am aici. Mie nu-mi place deloc. Am avut vreo 4-5. Ok, mai am un gram pic. 2 gram picheturi mai am, Rafa. 2 gram picheturi. Mai am așa. Am și set chetul. Am... ce mai am? Deci am... Hai să vedem. Pentru tine. Am un Doge și 2 gram picheturi. Ce dai pe ele? Wow! Uite, ce ai acolo? Un gram pi. Și un Doge, stacked. Asta e primul meu Doge pe care l-am făcut rost. Bă! Deci... Dupe pets were found in your inventory. Hopa! Hopa! Ce-a fost dupat? Cred că Doge-ul de-alea. Doge-ul? S-au dat Doge dupate? Pixel. What? Cred, sau? Nu am pixel, vedem. Aaa, nu cred, sau? S-au de-alea pisici. Să uită, pe timp să uită Rafael. E aici, bă. Mă sperie Sebastian că dispare din inventar.
Deci chiar mă sperie. Ce a dispărut? Deci n-am nicio idee. Dacă n-ai filmat în bancă sau în inventar? În your inventory slash bank, nici măcar nu zici. Trading huge mimic chest. Trading huge mimic chest. Deci ăștia nu știu dacă vor ăsta. Adică poți toate peturile astea le iau. N-am idee de ce au dispărut, dar nu cred că au dispărut Doge. Ok, poate s-au dispărut pisicile. Flopa de la mine n-are cum, că am deschis-o eu. Da. Ok. Deci chiar nu știu ce pot să cer pe acest chest, Rafa. Dacă costă 50 de triliarde sau 100 de triliarde, ce cer pe el? Mii de peturi, tu îți dai seama, Moș Crăciun. Ia bă, m-am buguit. Bă, da, frumos arată, bă. Facem și o poză. Băieți, aici încheiem și noi episodul. Nu uitați să apăsați și voi un like. Sperăm că vă place noul meu chest. Primul de România, nu mai există niciunul în România, dar o să-l aibă și Rafael, al doilea de România. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru această serie ca să câștigați un huge cat. Eu am fost Xlader, la revedere și pa, pa!